Virusul COVID-19 închide încă o școală din municipiul Pașcani și suspendă cursurile la o clasă din altă instituție de învățământ. Marți, Direcția de Sănătate Publică Iași anunța faptul că Liceul Tehnologic Mihai Busuioc se închide pentru o perioadă de 14 zile, deoarece 4 elevi au fost infectați cu SARS-CoV-2. Astfel, se trece pe scenariul roșu și învățare online timp de 2 săptămâni. În același comunicat este precizat faptul că la școala gimnazială Iordache Canta Cuzino se suspendă cursurile de la clasa a 8-a B, după ce un elev și un paznic au fost confirmați pozitiv. În urma confirmării pozitive cu COVID-19 a mai multor elevi și cadre didactice, 10 unități de învățământ preuniversitar din județul Iași au solicitat o suspendare a cursurilor în modalitatea față-înfață, atât la nivel de clasă, cât și la nivel de unitate școlară. Din cele 10 unități de învățământ, putem menționa școala gimnazială Iordache Cantacuzino din Pașcani, unde au fost confirmate 2 persoane cu COVID-19, un elev și un salariat al acestei școli. Aici are loc sau s-a solicitat o suspendare pentru clasa a 8-a la nivel de clasă. Deci, dacă ne referim la unitățile de învățământ care au solicitat suspendarea cursurilor la nivel de școală, la fel putem menționa Liceul Tehnologic Mihai Busuioc din Pașcani, unde au fost confirmați 4 elevi. Marți s-a înregistrat o nouă creștere a numărului de infectări. Potrivit datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până pe 20 octombrie, pe teritoriul județului Iași, au fost confirmate 8215 cazuri cu persoane infectate cu virusul COVID-19, cu 214 cazuri în plus față de ziua precedentă. Directorul școlii gimnaziale Tătăruș, Ion Ghiban, a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit unui răspuns trimis de Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru BIT TV, unitatea de învățământ a informat în scris Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean Iași despre cazul de îmbolnăvire. În urma anchetei epidemiologice realizate de DSP, s-a constatat că persoana infectată nu a participat la cursuri cu elevii în ultimele zile, așadar nu se impune suspendarea cursurilor. Pentru persoanele identificate drept contacți direcți, s-a stabilit măsura carantinării timp de 14 zile. În conformitate cu ordinul numărul 1494 din 31 august 2020, școala gimnazială Tătăruș va lua măsuri pentru igienizarea și dezinfecția spațiilor unităților școlare, precum clase, holuri sau toalete, precizează ISJ Iași. Operatorul public local a renunțat la condiția impusă la începutul săptămânii de restricționarea numărului de călători. Dacă luni puteau să urce într-o cursă maximum 15 pasageri pe locurile de lângă fereastră, începând de marți au fost eliminate restricțiile privind numărul lor. Decizia a fost luată de conducerea unității în urma unei discuții cu primarul ales, Marius Pintilie. Astăzi e 20.10.2020, în SCCLP Ecoserv, având în vedere comunicatul de presă emis ieri, a survenit practic o modificare în ceea ce privește comunicatul de presă, și anume la punctul 9, în care menționam că se limitează numărul de călători care au acces în autobuz la 15. Am renunțat la idee, motivat de faptul că atât legea cât și ordinul Ministrului Transportului nu sunt extrem de clare. Dacă la urcarea în autobuz se limitează accesul persoanelor și, bineînțeles, trebuie să existe o distanță de 1,5 metri între pasageri, nu se fac mențiuni concrete în ceea ce privește câți pasageri să intre în mijlocul de transport. Astfel am revenit asupra punctului 9 și cetățenii pot circula în condiții normale cu mijloacele de transport. Conducerea unității susține că celelalte reguli au fost menținute privitor la prevenirea răspândirii și infectării cu virusul COVID-19. Călătorii sunt obligați să poarte mască, iar la intrarea în autobuz să își dezinfecteze mâinile cu soluții din dozatoarele puse în autobuze. De asemenea, pe cât posibil, trebuie respectată și distanța de 1,5 metri între călători. Am montat în mijloacele de transport dispensere cu dezinfectant și s-au colantat autobuzele cu sticăre de avertizare
cu obligativitatea purtării măștilor. Mama cu cei 6 copii din Hărbănești are în sfârșit un loc doar al ei, unde să își crească micuții. Duminică s-au mutat în noua locație, care este acum în Valea Seacă. Cu ajutorul voluntarilor care s-au implicat în proiectul Alerg prin Pașcani și au reușit să strângă bani, au fost cumpărate 2 camere, bucătărie și dormitor, într-o clădire din apropierea școlii din localitate. Familia s-a bucurat de un început de viață nouă. Mama a făcut focul, iar copiii au primit o jucărie nouă și ceva dulce. De mutarea lor s-au ocupat oamenii cu suflet mare care au și luptat pentru această provocare. Este vorba despre Marius Buzdugan, inițiatorul proiectului Alerg prin Pașcani, Claudiu Neamțu și Iuliana Niculiță de la Asociația Umanitară Donații Pașcani. Astăzi, alături de Claudiu de la Asociația Umanitară Donații Pașcani, am reușit să o aducem pe Maria și pe copilaș la noua lor căsuță, la locația din Valea Seacă. Cu această ocazie dorim să vă mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect minunat. Mulțumim mult, Adrian Gemănaru. Fără ajutorul tău nu s-ar fi putut întâmpla acest lucru. Mulțumim mult donatorilor, tuturor celor implicați. Mulțumim mult colegilor la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Și puteți să îi veniți să-i vedeți la noua lor căsuță. Deja au primit astăzi vizite și sperăm să fiți alături de noi și cu alte ocazii. Vă mulțumim frumos! Mulțumim mult! Menționăm că targetul evenimentului umanitar a fost de 20.000 de euro, iar pentru a aduna bănuții, 20 de voluntari au alergat timp de 24 de ore pe stadionul municipal. Kilometrii alergați au fost cumpărați de pe site-ul alergpentruautism.ro. De precizat este faptul că mama cu cei 6 copii cu vârste cuprinse între 1 și 15 ani au locuit în Hărmănești într-o casă bătrânească de peste 100 de ani. Sfârșit de săptămână cu activități sportive în Stolniceni Prăjescu și Târgu Frumos. În cadrul unor proiecte cu fonduri europene, vineri și sâmbătă va avea loc ziua manifestărilor sportive. În orașul Târgu Frumos, evenimentul se va desfășura vineri pe terenul de sport al școlii Ion Creangă de la ora 9. Elevii vor face mișcare pentru o viață sănătoasă și totodată vor ține cont de regulile impuse de pandemie. Deci în cadrul proiectului Frumos, vineri pe 23 octombrie, la ora 9, pe terenul de sport al școlii, eu cred că Târgu Frumos, vor avea loc câteva probe sportive individuale, cerute acum în contextul în care există pandemia aceasta la nivel național. Vor participa pe fiecare probă maxim 20 de elevi de la casele primare, în cadrul proiectului. Se vor oferi diplome și medalii celor care vor câștiga probele respective. Sâmbătă 24 octombrie va fi rândul elevilor de la școala gimnazială Cosmești. Vor face mișcare de la ora 10.30. Printre activități se numără fotbal mixt, atelier de box, cursă în saci, atelier tenis de masă și concurs de îndemânare pe bicicletă. Toți participanții vor fi premiați, anunță organizatorii. Încă un politician pășcănean candidează pentru un mandat de parlamentar la alegerile generale programate pe 6 decembrie. Este vorba despre consilierul local Sorin Olariu, președintele PMP Pașcani. El se află pe locul 3 pentru Camera Deputaților. Listele au fost depuse în cursul zilei de astăzi la biroul electoral județean Iași. Astăzi am avut plăcerea de a participa alături de colegii mei din conducerea județeană a Partidului Mișcare Populară la depunerea candidaturilor la Senat și pentru Camera Deputaților. Vreau să vă spun că și Pașcani este reprezentat pe acea listă și anume pe locul 3 la Camera Deputaților prin persoana mea.
Pe primul loc, tot pentru cameră, se află deputatul ieșan Petru Movilă, parlamentarul ieșan cu cele mai multe proiecte depuse, unele transformate în legi. Movilă a precizat că în mandatul următor are ca prioritate continuarea unor proiecte legislative privind salarizarea corectă a asistenților medicali din cabinetele de medicină de familie, pentru protejarea persoanelor cu dizabilități, pentru construirea autostrăzii Iași-Târgu Mureș și cumpărarea de tablete pentru copii din fonduri guvernamentale. Suntem obișnuiți să fim responsabili. Partidul Mișcarea Populară, Organizația Județeană Iași, a depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare. O listă de eșeni, este important de menționat acest lucru, este o listă numai din eșeni, lucru foarte important pentru că oamenii sunt responsabili, trăiesc în comunități cu eșeni, au vecini eșeni, sunt săptămânal acasă la Iași și asta va face ca responsabilitatea lor să fie cât se poate de mare în condițiile în care de-a lungul timpului în județul Iași au fost parașutați pe listele altor partide parlamentari care nici măcar nu au avut cabinet parlamentar la Iași. Parlamentul are teme importante și este important să precizăm acest lucru. Partidul Mișcarea Populară și noi, echipa de candidați de la Iași, avem teme importante. Cel mai important lucru pentru noi este punerea în aplicare a referendumului privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Este un lucru foarte important. Oamenii au votat acest lucru la referendum. Din păcate, USL-ul la vremea respectivă și PSD-ul cu majoritatea coaliților ALDE, Pro-România și așa mai departe, niciodată nu au vrut să pună în aplicare acest proiect. Este proiectul cel mai important pentru democrația românească. Vorbim despre proiectul național care înseamnă reunificarea Moldovei cu România în condițiile în care Parlamentul European, instanțele internaționale au spus că pactul Ribbentrop-Molotov este nul și singura țară care trăiește după acest pact anulat al criminalilor Stalin și Hitler este România, deci Republica Moldova trebuie să vină acasă, acolo unde este locul în România, în Uniunea Europeană. Pe temele celelalte naționale, sigur, avem reformarea sistemului de sănătate. Se vede foarte clar ce important este să avem un sistem de sănătate eficient, reformat, corect dimensionat, cu cadre medicale bine plătite, cu pacienți care în aceeași măsură să fie mulțumiți de ceea ce fac cadrele medicale, pentru că satisfacția este reciprocă. Când medicul și pacientul zâmbesc, înseamnă că lucrurile sunt normale. O altă temă este respectarea rezultatului referendumului pentru reducerea numărului de deputați și senatori la 300. Vorbim de o reevaluare completă a legii unice a salarizării. Vedem foarte clar că este o lege proastă, o lege care a creat discrepanțe, o lege care nu a inclus toate categoriile de bugetari, încă sunt bugetari care se luptă în instanță pentru drepturile salariale și este fundamental să avem o lege corectă, echilibrată, etică pentru toți bugetarii. Această lege stă la baza unei alte legi la fel de importante, legea pensiilor în România este clar, avem o lege a pensiilor cât se poate de proastă, inechitabilă, avem o lege a pensiilor care nu se adresează corect tuturor beneficiarilor și în condițiile în care Partidul Mișcarea Populară este primul partid care a depus un proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale. Eu am mai votat odată eliminarea pensiilor speciale care au revenit printr-un proiect USL. Este important de spus că principiul de bază care trebuie să stea la calculul pensiei fiecăruia dintre noi este contribuția pe care o avem la sistemul asigurărilor sociale. Sunt câteva din temele importante, sigur avem, vorbim în proiectele Partidului Mișcarea Populară de o reformă administrativă completă și complexă. Vorbim despre foarte multe lucruri pe care oamenii le-au văzut și mai un lucru foarte important. Sunt cel care a inițiat legea privind obligarea guvernului de a face autostrada Ungheni-Târgu Mureș. Un proiect care este sabotat sistematic de la apariția legii, fie că PSD-ul l-a dus la Comisia de Prognoză Tronsonul Târgu Neamț Iași și a murit acolo, fie că actualele licitații care sunt făcute de Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere, ori sunt tergiversate ca termene, ori multe dintre ele au fost anulate, ceea ce mă face să cred că este o sabotare sistematică a acestui proiect și
pe autostrada Ungheni-Ștergu Mureș, după cum am anunțat, proiectul prioritar pentru Partidul Mișcarea Populară este o comisie de anchetă să vedem ce s-a întâmplat până acum cu acest proiect și să vedem responsabili să fie sancționați ca atare, dar sigur să facem și monitorizarea corectă ca acest proiect să se implementeze până în anul 2024. Se redeschide școala gimnazială specială din municipiul Pașcani. Prefectura Iași a dat marți o hotărâre pentru reluarea cursurilor în instituțiile de învățământ, la nivel de clasă sau de unitate, în locațiile unde au fost suspendate din cauza infectării cu virusul COVID-19 pentru 2 săptămâni. Astfel, începând cu data de 23 octombrie, elevii de la școala gimnazială specială de pe strada Gării din oraș vor putea reveni la ore. Pe listă se mai află grădinițe din Târgu Frumos și Hârlău, precum și școala gimnazială Ciohorâni, Colegiul Național Ștefan cel Mare și Liceul Tehnologic din Hârlău, unități unde erau suspendate cursurile la nivel de clasă. Lista detaliată o puteți consulta pe site-ul bit.tv.info. Românii cu drept de vot care au un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie-6 decembrie pot merge la urne la alegerile parlamentare, anunță Biroul Electoral Central. Alegătorul care deține un act de identitate dintre cele prevăzute la articolul 83 alineatul 1-3 din legea numărul 208/2015, al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie-6 decembrie, își poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 în baza acestuia, arată printr-o comunicare oficială Biroul Electoral Central. Potrivit legii, cetățenii români își pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cea electronică, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau cel electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare. Menționăm că scrutinul pentru Senat și Camera Deputaților ar urma să fie organizat în data de 6 decembrie. Spitalul General CF din municipiul Pașcani a devenit spital suport COVID-19. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României vineri 16 octombrie. Potrivit documentului, se solicită ca în unitatea medicală să fie asigurate 145 de paturi, din care 10 pentru terapie intensivă. În acest moment, conducerea instituției pășcănene a luat act de această hotărâre și a inițiat toate demersurile necesare. În primă fază, se solicită avize de la Direcția de Sănătate Publică Iași și se fac circuitele pentru zona roșie din spital. De vineri s-a publicat în Monitorul Oficial că Spitalul General CF Pașcani va intra ca și spital suport COVID. În prezent se depun demersurile pentru a intra ca și suport COVID, ceea ce înseamnă că epidemiologul spitalului împreună cu conducerea lucrează la nota de fundamentare și la toată documentația care trebuie depusă la DSP pentru a obține avizul să putem interna pacienți cu diagnosticul de COVID. În momentul în care vom avea avizul de la DSP, vom putea primi și primii pacienți. Până atunci, deocamdată, suntem în faza de organizare a structurii și a depunerii documentației. Pășcănenii, dar și persoanele din comunele apropiate trebuie să știe că nu se vor mai face internări la Spitalul General CF pe secțiile de chirurgie sau medicină internă, urmând să se decidă cum se va proceda în ceea ce privește compartimentul de recuperare. În momentul în care vom interna pacienți COVID, nu vom mai putea interna pacienții cronici sau pacienții pe care internam de obicei în secțiile de medicină internă și secția de chirurgie. Rămâne să vedem cu cei de la DSP dacă vom putea interna pacienți pentru secția de pentru compartimentul de recuperare medicină fizică și balneologie la recuperare. Ambulatoriul de pe strada Gării va funcționa la fel ca și până acum. În partea de ambulator
activitatea se va desfășura ca și până acum. Este nevoie de o programare și se vor acorda în continuare consultații pentru pacienții care au nevoie de serviciile noastre. Pacienții se pot programa pe site-ul instituției medicale sau la numărul de telefon 0232 766 727. Judecătoria Pașcani a validat în cursul zilei de luni 19 octombrie 16 din cele 19 mandate de consilier local. Este vorba despre Dumitru Pantazi, Gabriela Nedelcu, Vlad Andrei Macovei, Vasile Haldan, Ionuț Prodan, Pintilie Ciprian, Mihai Dediu și Liliana Perțu de la PSD, Mihai Bodoașcă, Mihaela Spiridon, Cătălin Conache, Alexandru Dandu, Constantin Nemțanu, Petronica Constantinescu, Dan Zăgan, Agafiței Bogdan și Monica Pleșcan de la PNL, Cristian Rățoi și Constantin Stamatin de la Pro România și Sorin Olariu de la PMP. În același timp, nu au fost validate 3 mandate de consilier local în urma demisiilor depuse de Vasile Axinte de la PSD, cel care a ales să-și continue mandatul de deputat, Marius Pintilie de la PNL, cel care a fost ales și validat pentru funcția de primar și Sorin Năcuță pentru a candida pe lista pentru Camera Deputaților din partea PNL. În locul lor au fost numiți următorii de pe listele de candidați și urmează să fie validați în zilele următoare. Menționăm că ședința de constituire ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil după epuizarea termenului de contestație a hotărârii de validare și emiterea ordinului de convocare a ședinței de prefectul județului. În cadrul ședinței va depune jurământul și noul primar al municipiului, Marius Pintilie. În următoarea ședință vor depune jurământul și ceilalți 3 consilieri locali. Tot atunci va fi stabilit prin vot și noul viceprimar al municipiului. PNL a anunțat că va face o alianță cu Pro România pentru a forma o majoritate și numirea lui Cristian Rățoi în funcția de viceprimar. Miercuri vremea se va încălzi, îndeosebi în regiunile extracarpatice, la deal și la munte. Vântul va sufla tare la munte, moderat în sudul Moldovei și slab, cel mult slab, până la moderat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi situate în general între 9 și 14 grade în Transilvania și Maramureș, 13-18 grade în Banat și Crișana, 12-16 grade în Oltenia și 14-19 grade în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Și în județul Iași se va încălzi ușor pe parcursul zilei de miercuri. Se anunță valori de până la 17 grade ziua, însă noaptea va fi tot mai rece, cu o maximă de cel mult 4 grade. Se anunță și ceva nori pe cer, dar nu sunt șanse de ploaie. Iată ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri. Berbec, te așteaptă o perioadă dificilă în plan sentimental. Nu ezita să comunici cu persoana iubită și ascultă până la capăt înainte de a intra în conflict. Taur, este posibil să începi dimineața cu o ceartă în viața de cuplu, însă nu lăsa acest lucru să te doboare. Poate ar trebui să lași deoparte orgoliul. Gemeni, ai parte de succes în plan profesional și muncești din greu pentru a-ți îndeplini scopurile. Cât de curând te vei bucura de venituri substanțiale. Rac, dimineața nu te vei trezi în cea mai bună dispoziție și simți că totul te enervează. Totuși, păstrează-ți nervii pentru tine și nu-i vărsa pe colegii de la muncă sau pe superiori. Leu, ai vrea să începi activități noi, însă ar fi bine să mai aștepți. Ai muncit mult în ultimele zile și simți că te-ai supra-solicitat, așa că nu e momentul să te apuci de ceva nou. Fecioară, niște probleme în viața sentimentală îți provoacă o stare de preocupare imediat ce te trezești. Ar trebui să acorzi mai multă atenție partenerului și vieții personale. Balanță, ai parte de liniște în cuplu pentru că reușești să rezolvi o problemă mai veche între tine și partenerul de viață. Ai probleme financiare din cauza unor cheltuieli neprevăzute, însă vei primi o sumă de bani din partea unei rude.
Scorpion. Există tensiuni în viața de cuplu și trebuie să discuți cu partenerul pentru a le rezolva. Dacă nu ai o relație, profită de moment și acceptă invitațiile la masă făcute de prieteni. Săgetător. Ai de făcut reparații prin casă și ar trebui să ceri ajutorul celor dragi pentru a duce treaba la bun sfârșit. Vei primi un bonus la locul de muncă și va veni la fix. Capricorn. Nu ai reușit să duci la bun sfârșit sarcinile de la birou, iar acest lucru te va agita încă de la prima oră a dimineții. Nu te enerva pe cei din jur și concentrează-te asupra lucrurilor pe care le ai de făcut. Vărsător. Traversezi o perioadă complicată în viața personală din cauza problemelor de familie sau de cuplu. Acceptă sfatul celor apropiați și încearcă să-ți păstrezi optimismul. Pești. Dacă simți că nimic nu merge bine, controlează-ți nervii la locul de muncă și nu mai lucra fără pauze. Este posibil să fi lucrat prea mult și ai nevoie de relaxare.